Separatiștii au învins la alegerile locale din Catalonia, păstrându-și majoritatea în Parlamentul regional, formând astfel o nouă scenă pentru posibile confruntări cu guvernul spaniol. Liderul separatist catalan, aflat în exil, a salutat la Bruxelles victoria taberei separatiste. După numărarea a aproximativ 99% din buletinele de vot, cele trei formațiuni separatiste dispun de 70 de mandate din 135 și își mențin astfel la limite majoritatea în Parlamentul din Catalonia, dând o lovitură practic guvernului de la Madrid, care dizolvase legislativul în urma declarării independenței din octombrie. Un reprezentant al Uniunii Europene a declarat referitorul la problema Cataloniei că atitudinea forului continental este neschimbată, întrucât aceste alegeri sunt regionale, nu este nimic de comentat. De la începutul crizei din Catalonia, Uniunea Europeană refuză să recunoască independența proclamată unilateral de Parlamentul Regional al Cataloniei, considerând că aceasta este o afacere internă a Spaniei.